Concursul Raional Pedagogul Anului 2022 și-a desemnat câștigătorii. Cei mai buni dascăli au fost premiați cu diplome, flori și premii bănești. Cu titlul Pedagogul Anului 2022, etapa raională, a fost desemnată Cristina Petcu, profesoară de biologie la gimnaziul din Rublenița. Emoții deosebite, emoții plăcute, care au încununat eforturile depuse până acum. Această experiență este o experiență deosebită, dat fiind faptul că perioada de activitate nu este atât de mare, dar competențele pe care le-am demonstrat au fost încă o dată dovada faptului că totul se poate și totul este realizabil. În cadrul concursului au fost apreciați, dar și premiați, nu doar profesori, ci și educatori. Zinaida Mafta educă de 35 de ani picii de la grădinița. Astăzi s-a învrednicit de locul 2. Ziua de astăzi este o zi care m-a motivat să merg cu pași mici înainte, să fac schimb de experiență, să răsfoiesc anumită metodică ca să ajung la niște succese. Acești ani au fost diferiți, dar oricum împreună cu copiii și în jurul lor, și în mijlocul lor, te simți permanent veselă și acoperi o energie pozitivă de la dânsii. Numai prin multă dragoste, multă muncă și multă cunoștință putem să obținem multe premii, mai ales în participări în cadrul concursului Pedagogului Anului. Pentru mine semnifică o treaptă înaltă, un pas spre succes. Organizatorii concursului susțin că ediția din acest an a avut condiții mai complicate de participare și totuși în concurs au fost premiați 13 cadre didactice din oraș și raion. Vreau să vă zic, condițiile în acest an au fost destul de complicate, fiindcă lecțiile au fost organizate în mediul online, testarea cunoștințelor s-a făcut de asemenea în mediul online, dar profesorii noștri, educatori, învățători au demonstrat competențe că pot să participe și de la distanță. Consiliul Raional Soroca depune un efort considerabil pentru a susține educația în raion și astfel putem spune că noi suntem un raion care are cele mai mari premii bănești pentru încurajarea pedagogilor care au competență, curaj, putere și dorință să participe în cadrul acestui concurs. Potrivit Direcției de Învățământ, învingătoarea concursului raional Pedagogul Anului 2022, Cristina Petcu, va fi delegată pentru participarea la faza republicană a concursului.